încă un pas în realizarea reabilitării drumului spre Mănăstirea Breaza. După mai multe cereri de finanțare depuse pe mai multe programe care nu au avut succes, iată că în vara anului trecut drumul spre zona turistică Breaza a primit finanțare prin programul Angel Salini. Acum autoritățile locale se pregătesc să scoate lucrarea la licitație și speră că în vara acestui an să se deschide șantierul de modernizare. Despre acest drum am mai discutat, de vreo aproape 2 ani. Acum chiar cred că ne apucăm de el. Va dura licitația undeva la o lună, două, maxim, dacă nu avem probleme cu constructorii care se contestă unul pe celălalt, atunci o să fie o problemă. În principiu, undeva vara asta o să ne apucăm de el. Noi când circul pe un drum reabilitat având și zona turistică, cum îi spunem noi, la Breaza, se deschide altfel. Zona, una e drum de pământ, altfel e drum reabilitat cu asfalt. Vin autocare de turiști în vizită la Mănăstirea Breaza și plus turiștii care vin la pensiunile declarate. Comunalista a primit anul trecut prin programul Angel Salini peste 7 milioane de lei pentru proiectul Reabilitare DC75B Breaza-Mănăstirea Breaza-Comunalisa și Reabilitare Pot peste Râul Breaza.